domnul director, ca de obicei, la Casa de Cultură se muncește non-stop, aveți afară intensă, bogată, variată. În acest prim trimestru din anul 2018 aveți destul de multe lucruri, dar ne spuneți, în primul rând, din punct de vedere, să spunem, administrativ, organizatoric, ați renovat mare parte din Casa de Cultură. Da, eu pot să vă zic că bine ați venit din nou la Casa de Cultură și bună ziua, bună seara, când transmiteți dumneavoastră vasluieni, tuturor vasluienilor. Din luna, să zic, decembrie, spre sfârșitul lunii decembrie, după ce am terminat cu manifestările culturale, atât ale Consiliului Județean și a Primăriei Vaslui, am început, după sărbătorile de iarnă, am început un program administrativ intens și ne-am axat pe o latură din interiorul Casei de Cultură, care nu era făcută, cred că, de foarte, foarte mulți ani. Pot să spun că arăta, așa, un cuvânt folosit, jalnic, unde erau și infiltrații. Mă refer la tronsonul 2, de la etajul 2 de sus, de la școala de șoferi de la domnul Ichim, până jos la partier, trecând prin fosta discotecă Mentor, până la intrare jos aici, pe calea de acces a Casei Scărilor. E o suprafață mare, de, să zic, care a fost reabilitată din punct de vedere a curățenii, unde s-a dat cu var, cu lac, cu vopsea, s-a schimbat instalația electrică, tot ce înseamnă aparate de comutație. Am făcut o întreținere, să zic, cât de cât a parchetului, așa cum este el vechi, dându-l cu lac și tratându-l cu o substanță, și multe altele care s-au făcut la nivelul tronsonului acesta 2. Nu puteam lăsa, cum să vă zic, aspectul, acel interior unde foarte multă lume se ducea, atât la școala de șoferi, accesul este și a copiilor care se duc la școala de artă al lui domnul profesor Gheorghiu. Va reîncepe din primăvară acum hora Vasluiului sus la sala B1, care e sala mai mare decât baletul. Am făcut o baie de la Palazet cu gresii, faianță, schimba tot ce înseamnă instalație sanitară. Deci trebuia crea niște condiții. Nu vă mai zic că în ultimii ani am avut birou electoral județean și cu mare jenă îmi spunea cei care erau președinți, copreședinți și cei din birou că păcada arată urât baia și ce este acolo. Și am zis, facem tot posibilul, cheltuim niște bani din banii care am făcut din anul trecut, din surse de finanțare ale noastre, din chirii și din spectacolii care le-am avut. Cum se spune, surse proprii. Surse proprii. Mulți înțeleg că Casa de Cultură ne dă bani de la Consiliul Județean sau Primăria Vaslui. Primăria Vaslui, Consiliul Județean, plătește activitățile care se desfășoară la Casa de Cultură și le plătește corect. Cum se spune, plătesc chirie, cum este și normal de altfel? Corect, cum plătesc fiecare. Vine un impresar în Casa de Cultură, în sala spectacolului, există un tarif care este aprobat de către Consiliul de Administrație, pe factură se trece exact activitatea în baza contractului care se încheie și se face factură și se taie chitanță. Așa procedăm inclusiv cu Primăria Vaslui, inclusiv Consiliul Județean. Dar nu înseamnă alte surse. Deci noi suntem foarte năcăjiți din punctul ăsta de vedere că nu putem primi sume financiare sau sume care putem face reabilitări datorită faptului că suntem o altă entitate, am mai spus-o de multe ori. Dacă ar fi să spun așa puțin plastic, nu aveți mamă, nu aveți tată pe teritoriul județului, dar cu această chestie se confruntă toți directorii din țară. Toate casele de cultură au același statut, ca să spunem. Toate casele de cultură au același statut, au aceeași soartă, suntem în centru civic a municipiilor, orașelor, să zic, în care
nu se pot implica factorii locali, OAT-urile din teritoriu. Autogospodării sunt foarte gândite. Da, ne autogospodărim din ceea ce avem. Mai spunea cineva, și chiar ieri m-am întâlnit, doamne, aș veni la Casa de Cultură, dar este frig în interior. Îmi dau seama, îmi iau eu toate neajunsurile astea, dar nu pot face mai mult, vă dați seama. Sistemul de încălzire este energofag. Dacă s-ar încerca să dea căldură, înseamnă costuri foarte mari și nu s-ar ajunge la o temperatură ambientă de a putea desfășura un spectacol. De-aia am și refuzat toți impresarii care vroiau să vină la Vaslui cu spectacole în perioada rece a anului acum, am refuzat și am spus, nu pot să am un spectacol, să vină omul să spună, dom'le, cum să stau la 12 grade, 13 grade? Aveam acum un domn, trebuia să vină cu teatrul la Galați, la sfârșitul lunii, pe 26-27 martie. Și l-am rugat frumos să vorbească la nivelul grădinițelor, pe spectacol și pentru copii și pentru licee, să reprogrameze după sărbătorile de Paști, că o să mai încălzească afară, o să încercăm să vedem, să facem o ventilație, să zic, naturală în Casa de Cultură, că nu există o altă posibilitate de a putea ridica temperatura din interiorul stării de spectacole. Ăsta e un mare neajuns pentru Vaslui. Este atât că nu putem susține aceste manifestări sau tot ce există, inclusiv a primăriei Vaslui. Vedeți că de 8 martie am făcut la sala sporturilor spectacolul, unde nu ai sonorizare atât de bună, nu-i, cum să vă zic eu, fonic, nu e corect, dar asta e situația noastră. Ați avut în zilele de 12 și 13 martie o întâlnire, o ședință a Consiliului Director al ANCSR din România. Pentru cei care nu cunosc inițialele, Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România. Da, ANCCCSR. Ce s-a listat la această întâlnire? Da, a fost întâlnire de bun augur, să zic. Este prima întâlnire cu nouul director general. Anul trecut, postul director general care a fost și-a dat demisia. Nu discut din ce puncte de vedere. Iar actualul director, care se numește Adrian Boaje, este nou director al Asociației Naționale Case de Cultură a Sindicatului din România, inclusiv a SIND România. SIND România este acea societate care țin din hotelurile de tratament și odihnă ale sindicatelor. Cum v-am zis, întâlnirea a fost foarte interesantă din punct de vedere a situațiilor. Noi am trimis niște situații legate de patrimoniu în prima parte a anului, inclusiv patrimoniul legat de documentația care o aveam la nivelul actual a Casei de Cultură Vaslui. Și eu discut doar de Casa de Cultură Vaslui. Și situația financiară care o trimiteam în fiecare an, inclusiv bugetul, balanța pe anul trecut, ca să vedem unde ne aflăm fiecare, inclusiv Casa de Cultură din Vaslui. Vreau să vă zic că dumnealui fiind și jurist, avocat de meserie, discuțiile au fost ample pe partea juridică. Eu chiar am ridicat problema. Am ridicat problema în ședință, au fost ședințe mai lungi așa, cursul a două zile, și am ridicat problema proprietății Casei de Cultură, a clădirii, în primul rând, că pe teren este OAT Vaslui, și inclusiv autorizația ISU pe, la nivelul Casei de Cultură Vaslui. Pentru că fără proprietate nu poți să faci autorizația. Sunt strâns legate una de alta. Faptul că colegi de mei din țară, aici ies puțin, au venit cu anumite exemple de la dumnealor, unde au reușit să treacă Casa de Cultură în cartea funciară unii proprietari, este ANCCSR, filiala de unde au reușit ei, ne-au trimis documente în care inclusiv Casa de Cultură Vaslui poate să purcede, cum să zic eu, să
să ducă la oficiul de cadastru din municipiul Vaslui pentru a începe intabularea acestei clădiri. Noi avem o parte din documente, o să vedem care va fi cadrul din punct de vedere a tuturor documentelor, cadrul legal, în sensul să depunem la dosar tot ce trebuie, inclusiv cu anumite documente care ne-au parvenit de la colegii noștri din țară. Sunt foarte multe, nu o să pot să spun acum exact care vor fi pașii parcurși, că vor fi mai mulți, inclusiv avem niște hotărâri ale curții de conturi definitive la o anumită casă de cultură, în care nu se plătește impozit la nivelul clădirii caselor de cultură. Pentru că ele sunt instituții publice de interes public în care se susțin o activitate culturală, iar mă refer la activitățile economice care se desfășoară la nivelul casei de cultură, cum sunt aceste puburi, ele sunt activități colaterale care vin în sprijinul susținerii activității culturale. Deci, noi, prin ceea ce închiriem sau ce facem, ne ajutăm pentru a susține aceste festivaluri care avem trei, aceste manifestări și de a întreține această clădire. Altfel spus, să fie pentru tuturor, primiți niște bani de la chiriaș. Corect. Ca investim, ca apoi investim în activități și investim în reabilitări, reparații. Asta facem cu bani. Bine, după care asigurăm salariile, plătim la bugetul statului. Și ca să concluzionăm acest subiect strict legat de partea financiară, până la urmă să puteți rezista și să existați în continuare. Corect, ca să putem exista de la lună la lună. M-am bucurat, eu am și spus că ne-am întrebat de relațiile cu ATO-urile din teritoriu. Eu am spus că la Vaslui mă bucur și faptul că avem o relație foarte bună atât cu Primăria Vaslui, atât cu Consiliul Județean Vaslui, în sensul că activitățile care sunt a celor două instituții sunt plătite, așa unde v-am zis să încasează chiar sume foarte consistente, atât prin chiria, care v-am zis, ohora Vasluiului, rezerviștii, activitățile primăriei, unde și noi avem acel impozit pe clădirii care îl dăm. În momentul în care vom vedea care va fi cadrul legal în discuțiile care vom avea cu juriștii la primărie, vom vedea care va fi situația plății a impozitului pe clădiri. Eu am să le duc niște documente, să le arăt, sperăm să nu ajungem, nu aș dori să am relații de genul să fim nevoiți să ne ducem în instanțe. Foarte multe caz de cultură au apelat la instanțe judecătorești pentru a fi, din punct de vedere legal, atât cu OAT-urile din teritoriu. Sperăm să nu fie caz. Dar vreau să vă zic, în momentul în care dumnealui a spus că își dorește ca relațiile caselor de cultură să fie cordiale și apropiate, dacă există posibilitatea de sprijin, de ajutor din punct de vedere legal să existe, noi să colaborăm în continuare foarte bine, iar acolo unde este nevoie, chiar se va deplasa în teritoriu și va discuta cu oficialitățile locale. Cum am făcut și acum 2-3 ani, l-am invitat pe fostul director general împreună cu secretarul general și am avut acea întâlnire la Consiliul Județean, atât cu primarul Vaslui, domnul Vasile Pavel, cât cu, și cu președintele Consiliului Județean, domnul Dumitru Buzatu. Cam astea au fost discuțiile acolo, au fost mult mai ample și mai dezvoltate. Dar v-am spus așa, Mari, noi o să începem, v-am zis, prima fază, intabularea acestei clădiri, să vedem ce documente ne mai trebuiesc sau ne lipsesc pentru a face acel dosar și al depune, în sensul acesta. Nu vom încheia acest dialog fără să vă întrebăm ce activități, câteva dintre ele pe care le aveți în perspectivă și voi începe prin a spune că deja ați demarat pregătirile pentru o nouă ediție a festivalului de folclor Cântec Drag din Plai Străbun. Da, într-adevăr, Cântec Drag din Plai Străbun a început această, să zic, pregătire acestui festival din luna ianuarie cu cei trei
apropiați colaboratori ai noștri, compozitori, domnul Jiji, domnul Iorga și cu domnul Buleti. Deja am, nu deja, am depus de sfârșitul lunii ianuarie pe ghidul festivalurilor acest festival, inclusiv cu anunțul, și o să avem invitat în juriu, am discutat cu dumnealui pe domnul Constantin Bahrin, care va fi și președintele juriului, o să avem invitați din cei care au câștigat la edițiile anterioare marele premiu al festivalului. O să avem și pe Nicoleta Iancu, care este trup și suflet și vine totdeauna, ea fiind de la Târgu Jiu, o fată minunată și plăcută, și mulți alții care încă purtăm discuții. Nu mai zic de ansamblu Rapsodia Vaslui, Hora Vasluiului, Rapsodia Vasluiului, cu domnul dirijor Năstase, care știu că face un efort consistent, vine de la mijlocul săptămânii ca să poată să facă repetiții cu acei copii care vin din țară. Cred că, nu știu, poate mai există la nivelul țării, dar festivalul nostru, toți copiii sunt acompaniați de Rapsodia Vaslui, unde e mai rar, să zic, un festival. În general, vin cu negativi, mai vin și la noi câțiva care, să zic, s-au obișnuit, sau da, e mai greu care sunt mai mici. Dar peste 90% toți cântă cu Rapsodia Vaslui. Sperăm să fie un festival frumos, vor fi invitați și de Republica Moldova, avem, cum să vă zic eu, certe contacte că vor veni și de la, din Ucraina iarăși. Sperăm să avem un număr mare de concurenți care va fi la acest festival și timpul să ne fie favorabil față de anul trecut când am avut zăpadă. L-am pus mai târziu, mai la spre sfârșitul lunii aprilie, în ultima decadă, 27, parcă 28 aprilie. A intrat de altfel de mult timp în tradiție, aveți an de an cele trei festivaluri bine cunoscute pe care le organizați, după cum spuneam, an de an. Le organizăm an de an și n-am dorit să renunțăm vreodată la aceste festivaluri. Eu iar am să zic, nu o să mă uit niciodată și așa am fost poate obișnuit și învățat. Nu mă uit la alții ce fac, mă uit ce este la Vaslui. Dacă am venit la Casa de Cultură și am preluat aceste trei festivaluri, este păcat ca eu venind director, acum să spun, nu-l mai fac pe ăla, că nu pot, că nu știu ce. Trebuie și rolul Casei de Cultură este să facă manifestări culturale, să aibă cât mai multe acțiuni culturale, că ăsta e rolul ei, părerea mea. Nu este de a face, nu știu cum, jocuri din noroc. Nu asta e rolul Casei de Cultură. De altfel, o Casă de Cultură, la modul general, este, sau trebuie să fie o gazdă bună pentru oricine dorește să vină la dumneavoastră, teatre sau orice alte manifestări culturale, dar este bine că a intrat în tradiție și organizarea unor festivaluri proprii. Pentru că degeaba sunteți gazdă primitoare dacă nu ați avea și alte acțiuni să fie proprii ale Casei de Cultură. Gândiți-vă, copiii care vin la noi și când pleacă de aici, sunt la al patrulea an, mă bucur așa când îi vezi în sufletul lor. Și mai ales când am avut și un timp mai bun, că a fost și rece, anul trecut a fost ghinionul cu zăpada aia, dar pleacă și cu impresii frumoase. Ce, cum să vă zic eu, ce înseamnă pentru ei momentul în care vine la Vaslui și vede că acest oraș arată frumos și plăcut și sunt oameni buni la suflet față de cei ce ne mediatizează prin presa, să zic, centrală sau, eu știu, pe altă presă, chiar și de la noi, ca să nu zicem. Apropo, cu ghinionul de anul trecut,
să sperăm, mai în glumă, mai în serios, că nu se va întâmpla ca anul trecut în jur de 20 aprilie, a spus în acest an 27-28 aprilie, să sperăm că cel de sus va ține cu noi, cu festivalul și cu Casa de Cultură. Sperăm că a fost ultima zăpadă, acum recent, săptămâna trecută și nu o să mai avem. Așa o să mai fie câțiva fulgi, dar nu o să fie ce o mai fost acum o săptămână, sau să nu avem ce o fost în aprilie. De-aia am și pus-o mai mult la sfârșit. Și să nu uităm că noi deja pregătim Casa de Cultură și trebuie să ne pregătim și o să stau de vorbă și cu domnii care sunt direct implicați, domnul primar și domnul președinte Consiliului Județean, pentru Festivalul Umorului Constantin Tănasă. Eu îmi doresc ca până la Festivalul Umorului, și nu vreau să o fac ca promisiune, să fac băile de jos, că nu-mi place cum arată în Casa de Cultură. Mi-au spus-o foarte mulți oameni. Și iarăși îmi roșesc, mi-au spus-o chiar niște doamne care spune, domnul Bordan, încercați, vă rog, cu acele băi. Sper să am o discuție cu dumnealui, că este păcat să nu dea frumos aspectul Casei de Cultură când intră cineva.